Trei mașini au fost implicate într-un accident rutier în această dimineață. Pentru a nu fi lovit de o șoferiță care nu a oprit la indicatorul stop, șoferul unui autoturism a reușit el să lovească în plin alte două autoturisme aflate în coloană. Accidentul rutier s-a soldat atât cu pagube materiale, cât și cu victime. Mă doare ceva, precis, era atingentura. Accidentul s-a produs în această dimineață pe strada Cicero din municipiul Drobeta Turnu Severin. În evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme. Impactul s-ar fi produs din cauza unei șoferițe care nu ar fi oprit la indicatorul stop. Șoferul unui alt autoturism, din dorința de a evita impactul, a tras de volan în partea opusă, lovind în plin alte două autoturisme. A ieșit o mașină de pe decebal, m-am ferit să m-am uitat să nu mă lovească și nu știu cum au fost opriți în față, n-am mai avut timp să reacționez și am lovit. Am lovit din spate. A făcut stopul. Da. A ieșit o doamnă foarte mult. M-am ferit uitându-mă în dreapta să nu mă lovească, am lovit eu în față. Din cauza sperieturii și șocului produs în urma impactului, persoanele aflate în cele două mașini ricoșate au necesitat îngrijiri medicale. În coloana aici a oprit, era coloana până jos și dânsul a intrat în noi. Dar mașina era oprită, era toată coloana până jos. Nu știu ce a făcut, probabil a venit cu viteză de sus și n-a mai avut timp să pună frână și a intrat în noi. La fața locului s-au deplasat un echipaj de pompieri cu o ambulanță SMURD, dar și o ambulanță SAJ. În urma impactului, o persoană a fost transportată de urgență la spital, suferind grave traumatisme. Detașamentul de pompieri Drobeta Turnu Severin a intervenit pe strada Cicero din municipiu la un accident rutier produs între trei autoturisme. În accident au fost implicate patru persoane, dintre care doar una singură a necesitat transportul la OPU cu traumatism de coloană vertebrală. Am fost anunțați pe 112 pentru un accident rutier produs în Drobeta Turnu Severin pe strada Cicero, colț cu decebal, cu trei autoturisme implicate, dintre care au rezultat patru victime, trei au refuzat transportul la spital, cea de-a patra, o femeie în vârstă de 43 ani, a fost preluată de ambulanță cu traumatism coloană vertebrală lombară, fiind evaluată, apoi transferată la OPU pentru investigații suplimentare. Accidentul nu s-a soldat doar cu victime, ci și cu pagube materiale însemnate. Traficul rutier a fost oprit, fiind dirijat de polițiști aflați la fața locului până la finalizarea cercetărilor.